Salutare, copii! Sunt Lidia și mă bucur să vă revăd! Țineți aproape, pentru că de acum încolo, cu ajutorul Domnului, ne vom vedea în fiecare săptămână. Nu doar cu mine, ci și cu o grămadă de invitați care de care mai interesanți. Abia aștept să-i cunoașteți pe toți. Dacă data trecută v-am propus un craft, o ghirlandă de inimioare, de data aceasta vin înaintea voastră cu o altă propunere. Înainte însă vreau să vă felicit pe toți copiii care ne-ați scris. Ați făcut ghirlande extraordinare și au fost o încurajare pentru noi să vedem că răspundeți. Iată ce vă propun astăzi. Vreau să învățăm împreună un verset din Biblie. Domnul Iisus le spunea la un moment dat ucenicilor în felul următor: din prisosul inimii vorbește gura. Asta înseamnă că acele cuvinte și acele idei pe care le strângem în mintea și în inima noastră ne vor călăuzi viața. Și pentru că mi-aș dori tare mult să fiți călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu, vă propun acest verset. Eu voi deschide acum Biblia în Noul Testament. Noul Testament se găsește în cea de-a doua parte a Bibliei și vă voi spune un verset extraordinar. Dar pentru că știu că voi sunteți super descurcăreți, atenți și curioși în același timp, voi spune acest verset fără să mă auziți și voi va trebui să-l ghiciți de pe buzele mele. Este un verset, ca să vă ajut puțin, din epistole. Vă spun exact de unde. Veți ghici voi. Iată versetul. Nu știu dacă acest verset vi s-a părut greu de descifrat sau nu, dar am pentru voi un mic ajutor în caz că vi se pare complicat. Iată ce vom face. Voi scrie pe foaie fiecare literă cu care încep cuvintele din acest verset, după care îl voi mai rosti o dată pentru voi și singur va trebui să-l descoperiți. Sunteți pregătiți? Hai să vedem! Acum că l-am scris pe foaie, îl voi rosti încă o dată pentru voi și voi veți încerca să vă uitați la buzele mele și la litera cu care începe cuvântul, să văd dacă de data asta vă dați seama despre ce verset e vorba. Hai să mai exersem așadar! Vă mai dau încă un indiciu în a descoperi acest verset. Ne vorbește despre premiul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi.